Salutare și bună dimineața de aici, de la noi, de la muncă. Ea este Ramona, dacă nu o cunoașteți. În vlogul de astăzi vreau să vă prezentăm cum decurge o zi normală de la noi, de la atelier. Cei mai vechi știu că eu cu asta mă ocup. Avem un service de telefoane mobile în Deva, județul Hunedoara, dar sunt mulți noi veniți pe canal care nu știu treaba asta. Așadar, aici facem noi banii pentru călătorii. Bineînțeles că o zi eu încep cu o cafea și Ramona mâncând. De fapt, ea mâncă cam toată ziua. Nu, am luat de la bar. Barul a fost închis și abia de astăzi s-a deschis din nou, așa că bineînțeles că mi-am luat cafea de la bar. Până acum ne-am făcut noi cafelele. Așadar, astăzi vreau să vă arăt cum decurge o zi normală la noi la atelier. O să vă arăt cum se repară ceea ce voi avea astăzi de reparat, că încă nu știu în funcție de ce piese vin de la curier. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun este că noi muncim aproximativ 10 luni pe an pentru 2 luni de călătorie. Au mai fost în trecut ani. Anul ăsta n-am plecat niciunde mai mult pentru că a fost cum a fost. Dar mai plecăm și în timpul anului, dar doar peste weekend sau maxim o săptămână. Un city break pe undeva sau o plecare un pic mai îndepărtată. În rest, weekendurile ni le petrecem prin țară, iar după cum v-am spus, aproximativ 2 luni, în ultimii 10 ani, eu am plecat undeva prin lume cam 2 luni. A fost și Ramona cu mine de cele mai multe ori, dar ea n-a putut să stea perioade așa de lungi până acum. Cred că ne vine fan curierul. Neața! Neața! La muncă? Neața! Le așteptam cu nerăbdare. Da. Chiar da. Da, bine! Te uiți la vlog de seară, ca pari. Unele colete cu piese vin direct din Germania, cum e și acest colet, de exemplu, care, în care este o baterie de tabletă, ghiciți ce, a unui abonat al canalului. Așa că o să vă arăt cum se schimbă bateria la tableta asta Samsung, pas cu pas. Este vorba despre această tabletă, care este un Galaxy Note Pro de 12,2 inch. O tabletă foarte bună, chiar dacă este un model mai vechi și cu siguranță merită readusă la viață. În momentul ăsta ea este complet moartă. Modelul ăsta de tabletă se deschide foarte ușor pentru că are capac spate prins în cleme. La unele modele este mult mai complicat pentru că deschiderea lor se face prin dezlipirea display-ului. Am demontat tableta, am scos bateria afară cu grijă pentru a nu afecta aceste două fleturi. Unul dintre ele duce la display și unul la mufa de încărcare. Foarte mare grijă trebuie avut cu ele pentru că sunt foarte sensibile. Aici avem bateria nouă pe care o să o scoatem din cutie. E destul de greu să și filmez și să și lucrez. Așa arată bateria nouă. O să o punem la locul ei și o să o prindem în șuruburi. Bateria este fixată, urmează să punem la loc fleturile și să cuplăm bateria la placa de bază.
totul este cuplat, facem o probă. Dacă totul este în regulă, tableta ar trebui să pornească acum. Și se pare că pornește. Înseamnă că altă problemă nu mai are, doar bateria a fost absolut terminată. Și se pare că tableta este în regulă. Procentul la baterie ne arată, pe telefon nu văd, că nu focalizează, dar e 62%, adică exact cât trebuie să aibă o baterie nouă. Totul este în regulă, așa că vom pune ultima fază și anume vom pune un sigiliu peste baterie ca să știm că aici a fost lucrat și că dacă e vreo problemă cu bateria asta, avem garanție la ea, o schimbăm gratuit, bineînțeles. O să-i punem și capacul, pe care o să-l prindem în cleme, bineînțeles. După care mai facem un test de încărcare și totul este gata. O să mai facem un test de încărcare. Și se pare că totul este în regulă, așa că o să o ambalăm și o trimitem la client. Înainte de ambalare, o să o și dezinfectăm tableta cu alcool izopropilic, după care o băgăm în cutie și o trimitem la client. Na, haide să vă arăt cum se schimbă un display la acest J6 Plus. A venit și display-ul. La Samsung eu nu pun decât display originale, alte modele de display chinezești nu pun. Pentru a demonta display-ul de pe telefonul ăsta, în prima fază o să-l punem la încălzit, aici pe o plită, la care dăm drumul și îl încălzim undeva la 90-95 de grade. Pentru demontarea display-ului am rugat-o pe Ramona să mă ajute să filmeze ea. Mă folosesc de niște lame speciale și încerc să dau cât mai întreg jos display-ul pentru că mă va ajuta la curățat. Deci, cu niște lame și cu niște alcool izopropilic, care este nelipsit într-un service, încerc să dezlipesc display-ul și să îl scot cât mai întreg. Ăsta fiind un telefon foarte spart, e destul de greu de scos cât mai întreg, dar încet și cu alcool. Alcoolul dizolvă foarte bine lipiciul cu care a fost prins display-ul. Aici trebuie avut grijă la cupla asta care cuplează display-ul de placa de bază. Eu îmi folosesc doar mâinile și câteodată niște scule din plastic. Și cam asta e. Ăsta e display-ul vechi, ăsta ajunge la gunoi, după care o să pregătim telefonul pentru a monta display-ul nou. Pentru asta trebuie curățat foarte bine pe toată suprafața de eventualele cioburi de sticlă și de lipiciu vechi. Am curățat foarte bine rama display-ului de pe telefon. După care o să testăm display-ul, deși cu astea originale de Samsung n-am avut niciodată niciun fel de problemă. Pentru asta o să punem pur și simplu display-ul în cupla lui.
și o să pornim telefonul. Îl lăsăm să pornească, facem niște teste, dacă totul e ok, îl lipim pe telefon. Telefonul a pornit, o să facem niște teste, să ne convingem că totul este în regulă. Și se pare că este, așa că o să lipim display-ul definitiv pe telefon. Pentru a lipi display-ul pe telefon, trebuie date jos aceste țiple de pe lipici. Modelul ăsta are 4 puncte de lipit pe display efectiv și pe toată rama. O să le dăm jos. După care punem display-ul în cuplă. Punem protecția de data asta înapoi. Și pur și simplu punem display-ul la locul lui în ramă. Am încălzit telefonul din nou pentru a face priză noul lipici, după care o să-l punem în niște prese. Și o să stea presat câteva minute până când se răcește și se întărește foarte bine lipiciul. Și cu asta telefonul este gata. O să-l punem într-o protecție și așteptăm să vină clientul să îl predăm. Bineînțeles că masa o luăm tot în câmpul muncii și astăzi am comandat pizza. Bineînțeles că de la pizzeria noastră preferată, unde de fiecare dată am mâncat cea mai bună pizza, din totdeauna, nu doar din Deva, de peste tot de pe unde am umblat, pizza mai bună ca la pizzeria asta n-am găsit niciunde. În materie de pizza, după cum v-am mai spus, mai bună ca asta, eu n-am găsit niciunde. L-am și cunoscut pe omul care o face și efectiv își face treaba asta din pasiune. Aici avem o pizza calabreze, o pizza care mie îmi place foarte mult. Extraordinar de bună. Nu știu cum face omul ăsta pizza, dar eu a luat din ăsta, n-am mai găsit nici măcar prin Italia, prin pizzerii cu vechime. Efectiv, omul o face din pasiune. Ingredientele sunt de calitate. Se vede în fiecare pizza pusă pasiune. Ce mai? O pizza cu gust extraordinar. Dacă ajungeți vreodată prin Deva, căutați pizzeria Daria sau comandați de la pizzeria Daria și nu veți regreta, cu siguranță. Noi ne-am organizat mai mult. Eu fac mai mult hardware, Ramona face mai mult software. Acum, cu ce te ocupi? Acum? Da. Ce faci acum? Instalări de Windows. Uite de ce am aici. Instalări de Windows face Ramona. 2. Instalări de softuri pentru școală, pentru că în ultima vreme a fost năpădită de oameni care vor aplicațiile de școală și nu se descurcă. Instalări de diagnoze. Diagnoză auto, instalează cam programe orice. Programe pentru diagnoze auto. Cam orice ține de software, Ramona s-a specializat și a învățat foarte mult în ultima vreme. Îmi place că își dă interesul și vrea să învețe cât mai mult. Așa că în materie de software,
Software e foarte bună. Atât la laptopuri cât și la telefoane. Așadar, cam asta facem noi aici la muncă. Venim zilnic, venim cu plăcere. Ne place mult ceea ce facem. Eu cel puțin fac treaba asta de vreo 15 ani deja, cred. Ramona are și ea deja vechime. Chiar de câte ani repar telefoane și laptopuri? Ai și tu vreo 8 ani, cred că. N-am nici gând. 7 ani. Nici măcar. 6. Nici măcar. Vreo 5. Are și ea destui ani de experiență deja. Cum v-am spus, ne place ceea ce facem, dar ne place foarte mult și să călătorim, după cum ați văzut. O să încercăm, bineînțeles, să călătorim din ce în ce și mai mult. Urmează să vină curierul să trimitem coletele, pentru că și trimitem colete, nu doar primim. Iar, ca să fac o legătură și cu călătoritul, astăzi voi trimite la curier inclusiv pașaportul meu, împreună cu aplicația pentru o viză, pentru o țară anume, dar nu vă spun care. Aștept în comentarii să văd dacă reușiți să ghiciți pentru ce țară aplic eu acum pentru viză. Și bineînțeles că are interdicție la a ghici băiatul de la intrarea din Salina Turda, pentru că acolo la intrarea în Salina Turda mare cunoscut și am stat cu el de vorbă și lui am spus pentru ce țară aplic pentru viză. Așadar, o să și încheiem acest vlog aici. Eu sunt Marian Marcelia, este Ramona și până la următorul vlog, care bineînțeles că nu știm de unde și despre ce va fi, noi vă spunem la revedere! Ciao.